Primăria Siret riscă să falimenteze. Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Cătălina Biholar, încep știrile Intermedia. Iată și câteva dintre subiectele zilei: închiderea fabricii austriece de la Siret, coroborat cu creșterea cofinanțării la proiectele europene. Primăria Siret riscă falimentul. Educatoarea grădiniței din Bosanci e cercetată pentru că ar fi agresat sexual 3 fetițe, rămâne în arest preventiv. Iar activistul de mediu Daniel Bodnar a transmis un mesaj la un an de la accidentul rutier în care a fost grav rănit. Detalii despre acestea și alte subiecte în știrile pe larg. Primăria Siret riscă să falimenteze, dincolo de faptul că o firmă din oraș care asigura 250 de locuri de muncă a decis să își închidă porțile și lasă astfel administrația locală fără fonduri importante. Instituția publică trebuie să asigure și o cofinanțare uriașă pentru proiectele europene pe care le derulează. Asta în contextul creșterii prețurilor la materialele de construcție și la manoperă. Aflat la cel de-al patrulea mandat, primarul Adrian Popoiu a spus că din punct de vedere financiar, 2022 este cel mai greu an de până acum și a stabilit o strategie în încercarea de a depăși momentele dificile. Siretul se confruntă cu o uriașă criză financiară și socială. Firma HS Timber Group a decis să își restrângă activitatea în România și va închide fabrica de la Siret. În consecință, 250 de sireteni își pierd locurile de muncă, iar bugetul primăriei rămâne fără fonduri importante. Dar pierderea pentru orașul Siret este una incomensurabilă. Probabil sunt aproximativ 200-250 sireteni care vor rămâne acasă și care vor trebui să-și caute de lucru. Nu va fi absolut deloc ușor. Aceasta se adaugă faptul că orașul Siret pierde într-un an de zile aproximativ 1 milion de lei din cota de 63% ce este alocată din impozitul pe venit din salarii autorităților publice locale. La acest 1 milion de euro să nu uităm că firma Schweinhofer a fost întotdeauna generoasă cu noi și cred că am obținut în acești 11 ani aproape 2 milioane de euro donații și sponsorizări. Cum un necaz nu vine niciodată singur, primăria Siret a rămas cu o gaură uriașă în buget pentru că guvernul a decis să nu acopere creșterea prețurilor la materiale de construcții și manoperă pentru proiectele europene. Fondurile suplimentare sunt asigurate de primării. Este vorba despre sume de aproape 9 ori mai mari față de atunci când au fost semnate proiectele. La capitolul finanțe publice, la capitolul bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, această pierdere de 1 milion de lei se adaugă unui gol din bugetul local de aproximativ, spunem noi, 3 milioane de lei. Doar pe cheltuieli de funcționare vom avea așa un minus aproximativ de 4 milioane de lei. Deci, repet, doar pe cheltuieli de funcționare. De unde vine golul acesta? De unde vine acest gol este foarte simplu. Orașul Siret derulează doar prin program operațional regional proiecte de peste 26 de milioane de euro. Proiecte începute în anul 2017-2018 din cauza creșterii prețurilor la materiale și la manoperă, cofinanțarea proiectelor a crescut în momentul de față la peste 22 de milioane de lei. Deci dacă acum 3 ani când am depus proiectele, cofinanțarea aceasta era de aproximativ 2,6 milioane de lei. Acum acestea au crescut de aproximativ 9 ori, 8,5 ori, am făcut calcul. Astfel, am fost nevoit să contractăm un credit la trezoria statului de peste 13 milioane de lei. Doar anul acesta vom fi nevoiți să rambursăm suma de 4,8 milioane lei, rate și dobânzi. Ca o paranteză, e important lucrul acesta de spus, e că pe proiectele naționale, prin PNDL, Compania Națională de Investiții, toate aceste creșteri au fost suportate de la bugetul de stat, iar pe proiectele europene, autoritățile locale
au fost lăsate să se descurce cum au putut și evident au contractat aceste credite. Întrebarea mea este unde este această egalitate de șanse între cei care au muncit și s-au străduit să câștige fonduri europene sau cei care s-au dus cu cerutul la Guvernul României pentru aceste programe naționale. Astfel, la un calcul simplu, arată că la un buget al orașului Siret de aproximativ 10 milioane de lei, doar 4,8 milioane lei, doar în ghilimele, trebuie să achităm rate și dobânzi la trezorerie. Caz contrar, a doua zi, trezoreria statului ne blochează conturile din impozitul pe venit și din cotele defalcate din impozitul pe venit și TVA-ul pentru echilibrare. Adică undeva la peste 70% din buget. Deci nu ai nicio șansă să nu plătești acești bani, aceste rate de dobânzi la termen. Primarul a mai spus că diferența de până la 10 milioane de lei se va duce în totalitate pe salarii. Alesul local a atras atenția că și la acest capitol primăria rămâne parțial descoperită, pentru că nu are suficiente fonduri pentru a asigura plata salariilor până la sfârșitul anului. Iar diferența până la 10 milioane de lei se duce în totalitate pe salarii, rămânând și acolo salarii neacoperite de aproximativ 1 milion de lei. Deci nu vom avea resurse financiare și, repet lucrul acesta, 0 lei sau nu vom avea niciun leu pentru plata facturilor la telefon, la încălzire, pentru spații verzi, pentru întreținere străzi, pentru azilul de bătrâni, pentru cele 3 școli, grădiniță, școala gimnazială sau colegiul Lascu Vodă. Să nu uităm, în Siret mai sunt și 2 spitale. Unul din ele, anul acesta, are acreditare și va trebui să fie ajutat, să fie susținut. Nu mai spun nimic de sport sau de cultură. Și mai mult decât atât, nu vom putea aloca nici cheltuieli cu viitoarele proiecte prin port sau prin PNRR, bat la ușă sau prin PNDL, studii topo, geo, eu știu, expertizi sau studii de fezabilitate. Primarul a explicat că pentru a strânge cureaua, primăria va fi nevoită să renunțe la activități considerate de legislație neesențiale. Se gândește inclusiv la închiderea centrului de vaccinare din oraș. Adrian Popoiu a înștiințat prefectura, Consiliul Județean, Ministerul de Finanțe și Asociația Municipiilor și Orașelor cu privire la aceste neajunsuri. Deocamdată nu a primit însă niciun răspuns. Educatoarea grădiniței din Bosanci e cercetată pentru că ar fi agresat sexual 3 fetițe. Rămâne în arest preventiv. Magistrații Tribunalului Suceava i-au respins cererea de eliberare de după gratii. Decizia judecătorilor este definitivă și nu mai poate fi atacată. Dosarul educatoarei ridică mari semne de întrebare cu privire la eficiența testelor psihologice pe care le fac toate cadrele didactice înainte de debutul anului școlar. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Magistrații Tribunalului Suceava au respins cererea de eliberare din arest preventiv formulată de educatoarea de la Bosanci, cercetată penal pentru că ar fi abuzat sexual 3 fetițe cu vârste cuprinse între 3 și 7 ani. Decizia judecătorilor este definitivă și nu mai poate fi atacată. Femeia a ajuns după gratii la sfârșitul săptămânii trecute. Localnici din Bosanci au participat la un meeting de susținere a educatoarei, despre care spun că n-ar fi capabilă să comită astfel de infracțiuni. De ce ați venit astăzi aici? V-ați adunat mai mulți părinți? Pentru copiii noștri, să facă dreptate că doamna Marilena nu este vinovată. Ce veți face mai departe? Vom vedea. Simplu lucru că vom susține în continuare. O denigrare la adresa dumneai, ce părere am, este cel mai bun educator, cea mai bună educatoare vreodată. Am avut 3 copii la ea, am 2 băieți la ea, din care al treilea copil îmi este fată la dumneai, 3 ani, de la 2 ani și 9 luni mi-a luat-o. Și până în momentul de față nu a avut niciodată vreun părinte, că au trecut 100, 2, 3, 400 de fete, poate prin mânuța ei din 21 de ani, nu a avut nimeni de obiectat. Ieri au sunat telefoanele,
spuneam că eram eu ce am fapt să spună că susținerea este necondiționată a fiecărui părinte care a avut fetițe, că eu la fete vroiam să fie susținerea, părinții cu fete să vină și să susțină, pentru că nu poți, dacă era un bărbat, mai spuneai, sau dacă era un copilaș, un băiețel, dar spre fetițe, la 51 de ani, considerați că ar fi putut să facă asemenea lucru un om care are o carieră de 21 de ani în Bosanci, sub nicio formă, și o susținem necondiționat, indiferent de ce se va întâmpla cu dumnea ei. Și păcat că va pierde Bosanciu un educator extrem de bun și extrem de, cum să vă zic, făcea atâtea activități cu copiii noștri. Totul a ieșit la iveală când tatăl a două surori a încercat să-și facă dreptate singur și a incendiat mașina educatoarei la mijlocul lunii decembrie a anului trecut. El a fost surprins de camerele de supraveghere video și a ajuns în arestul poliției. În timpul audierilor, bosâncianul le-a spus polițiștilor că s-a răzbunat astfel pe educatoare pentru că i-ar fi abuzat sexual fetele. O educatoare în vârstă de 52 de ani din municipiul Suceava, care activează la o unitate școlară din comuna Bosanci. În sarcina acesteia s-au reținut mai multe fapte de viol, dar și agresiune sexuală și rele tratamente aplicate minorului, reținându-se faptul că timp de mai mulți ani a agresat sexual minore de la grădinița unde se desfășura activitatea, ultimele victime fiind două minore în vârstă de 4 și 6 ani de la această unitate de învățământ. Dosarul educatoarei ridică mari semne de întrebare cu privire la eficiența testelor psihologice pe care le fac toate cadrele didactice înainte de debutul anului școlar. Reputatul medic-psihiatru Alexandru Baziuc și-a exprimat un punct de vedere cu privire la acest aspect în emisiunea Puls Matinal de la Radio Top Suceava. De multe ori, examenele psihologice pentru profesori sunt efectuate de psihologi, dar de psihologi care nu au pregătirea pentru a crea acel triaj. Probabil mulți profesori se duc la psiholog ca să obțină o simplă hârtie, hârtie pe care sistemul nu o reglementează foarte clar. Acel psiholog eliberează uneori foarte ușor aviz de practică. În concluzie, este un test de formă, ca și la școala de șofer, de exemplu. Ca să fii un bun conducător auto, să fii un bun elev, trebuie să știm în primul rând pentru ce ești pregătit, ce ești abilitat să faci. Atâta timp cât totul se face superficial, când nu există o reglementare, când nu există niște criterii clare de a face triajul, ne vom mai întâlni în viitor cu probleme în învățământ, așa cum ne întâlnim, din păcate, pe străzi, pe șosele, cu oameni inconștienți care conduc inconștient și generează atâtea și atâtea drame, a spus Alexandru Paziuc. Activistul de mediu Daniel Bodnar a transmis un mesaj la un an de la accidentul rutier în care a fost grav rănit. Lupta mea continuă, a spus tânărul, care s-a filmat în timp ce reușește să facă mai mulți pași cu ajutorul unui cadru. La un an de la accidentul rutier în care a fost grav rănit, Daniel Bodnar a publicat un mesaj în care arată că a început să se deplaseze cu ajutorul unui cadru. Medicii nu pot să estimeze la acest moment cât timp va mai dura recuperarea, dar tânărul este optimist și spune că va continua să lupte până când va putea să meargă din nou. Astăzi este un an de zile de la accidentul pe care l-am suferit anul trecut în ianuarie, pe data de 19. A fost un an foarte greu, plin de suferință, de luptă, dar am înțeles încă de la început că este încercarea vieții mele, este lupta pe care trebuie să o câștig și cu ajutorul lui Dumnezeu, cu susținerea voastră a tuturor, sprijinul pe care mi l-ați acordat și faptul că ați fost lângă mine, m-ați încurajat mereu, mi-a oferit energia de care am avut nevoie ca să continui. Și țelul meu a fost să revin cât de curând pe picioarele mele. Am început de ceva timp să pășesc cu acest cadru. Doctorii spun că mai durează destul de mult timp până voi deveni independent, la mers, fără cârje, fără cadru. Dar am decis să lupt și este singura soluție pe care o am. Să revin înapoi printre voi, pe picioare, sănătos, în teren. Chiar mi-e foarte dor să merg să filmez în teren, în pădure. Daniel a transmis că va continua lupta cu mafia lemnului, dar s-a arătat foarte dezamăgit și de atitudinea autorităților, despre care spune că l-au hărțuit în această perioadă. Îmi pare foarte rău că în acest timp am fost mai mult hărțuit de autorități decât de cei din mafia lemnului, cum le spun oamenii sau hoții de lemn. Am fost foarte dezamăgit, dar pe de o parte m-am ambiționat și
felul josnic în care au ales cei de la DICOT Suceava, să mă hărțuiască ca pe ultimul om. Voi face chiar o sesizare către DICOT Central ca să se înțeleagă ce se întâmplă la Suceava. Dosarele la comandă, hărțuirile, nu trebuie să existe într-o țară democratică. Ceea ce am făcut cu demnitate, nu poate nimeni să vină să mă acuze de ceva. De aceea pot să stau cu capul sus, cu demnitate și să le răspund inclusiv autorităților pe care, din păcate, le-am apărat întotdeauna. Am susținut independența lor, am susținut faptul că sunt presiuni din partea politicienilor și am încercat să fiu în ajutorul lor, dar, din păcate, mi-au demonstrat că atunci când am fost căzut la pământ, rănit, în durerile aia din spital, ei trimiteau citații eronate, abuzive, bătaie de joc. Daniel Bodnar a promis că va continua lupta pentru protejarea pădurilor și pentru a limita cât mai mult tăierile ilegale și furturile de lemn. Lupta mea continuă. Nu știu cât va dura până voi reveni pe picioare. Am început acum, am avut întâlniri cu câteva persoane din Munții Apuseni, județul Cluj, Alba, Hunedoara. Vom extinde acțiunile și aici. Nu contează că picioarele momentan nu mă ajută. Atât timp cât inima e puternică și înțelepciunea care mi-a dat Dumnezeu a rămas, voi continua să lupt alături de oamenii pe care vor veni pe parcurs, băieții care sunt acum și sperăm, măcar să-i limităm pe acești hoți, dacă nu putem să-i oprim. Sperăm ca și firmele austriece să-și ia bagajul și să se ducă de unde au venit, să plece în altă țară, dacă am înțeles că vor să-și mute o fabrică în Belarus. Drum bun! Nu doar viii primesc facturi de speriat la gaz, ci și morții. O femeie din Gura Humorului a constatat că, deși nu avea datorii, contractul pe care l-a încheiat cu o firmă furnizoare de gaz a fost reziliat. Mai mult decât atât, o companie concurentă a încheiat un alt contract pe numele soțului abonatei, mort de 2 ani. Halucinanta situație cu iz penal a ajuns în atenția Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor, care va depune sesizare la poliție. Femeia locuiește în Gura Humorului și a fost plecată o vreme în Germania pentru un tratament medical. Când s-a întors acasă și a dat seama că nu a mai primit factura de la furnizorul de gaz și atunci s-a deplasat la sediul firmei ca să obțină informații. Așa a aflat că reprezentanții companiei i-au reziliat contractul, deși nu avea datorii. Și când v-ați întors din Germania, ce ați constatat? Am constatat că contractul live este reziliat în baza unui contract făcut de... Pe numele cui, doamnă? Pe numele Bibi Constantin, soțul meu decedat de 2 ani și o lună. Ați luat legătura cu noul furnizor de energie? Și cu doamnă, am fost acolo și eu am cerut să-mi dea o factură. Pentru că cei de la... îmi cere factură să le duc ca să eu pot să-mi renoiesc contractul cu ei. Că eu nu vreau să rămân la alt furnizor decât la... Înțelegeți? Ori eu am fost, sunt și la ora actuală, nu am contract nici cu unul, nici cu altul. Mie mi-a fost frică, drept să vă spun, nimic nu m-am gândit. Că ăștia mi-a lumina și eu ce mă fac în plină iarnă, în oraș de munte, cu centrală în casă, cu ce mă descurc eu, îmi iau ăștia lumina, cum trăiesc, doamnă. Am problemele mele de sănătate, dar asta nu contează. Deci și atunci, doamnă, i-am cerut doamnei de la ghișeu, de la... care nu a spus că nu eliberează nicio factură până în februarie, să-mi dea contractul soțului meu, să-mi printeze contractul. Și nu a dat contractul, doamnă. Și era contractul este pe numele soțului meu, pe 28, deci este făcut cu 2 ani după ce soțul meu este mort. Când a văzut cum stau lucrurile, femeia a discutat cu vecinii și a constatat că, fără voia lor, mai multe familii din bloc s-au trezit că au contracte la un alt furnizor de gaze. Atunci eu credeam cu o vecină că în situația mea, în blocul meu, mai sunt 6 familii care le spune că au contractul reziliat. Deci nu sunt singura pe scara asta. Și atunci eu și vecina mea cu care eu am fost la
ne-am dus la protecția consumatorului. Altceva nu mi-a dat în cap să mă duc, doamnă. Zic, mă duc la protecția consumatorului. Să mă rog de ce la protecția consumatorului să mă ajute să nu rămân cu lumină. Vă spun că n-am avut o datorie. Puteți să intrați, să vedeți, să accesați. Nu sunt datoare. N-am făcut nicio hârtie ca să-mi rezilieze contractul sau să cer un contract cu altă firmă. Cel mai probabil Comisariatul pentru Protecția Consumatorului va înainta plângerea către poliție. Incidența oficială anunțată joi pentru municipiul Suceava a fost de 10,28 la mie, cea mai mare înregistrată până acum de la începutul pandemiei. La nivelul județului, rata de infectare a ajuns la 7,32 la mie. În total, în județul Suceava sunt 5087 de cazuri active, dintre care 324 de persoane sunt internate în spital. 4 centre de evaluare pentru spitalizare de zi solicitate de Ministerul Sănătății în vederea evaluării și tratării pacienților confirmați cu COVID-19 vor fi amenajate în județul Suceava, după ce au primit avizul Direcției de Sănătate Publică. Acestea vor fi amenajate la spitalele din Suceava, Rădăuți, Fălticeni și Câmpul Lung Moldovenesc. Direcția de Sănătate Publică Suceava a avizat centrele de evaluare propuse de Spitalul Județean Suceava și spitalele din Rădăuți, Fălticeni și Câmpul Lung Moldovenesc. Astfel, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății privind aprobarea planului de măsuri pentru organizarea spitalelor în contextul pandemiei COVID-19, în cursul zilei de miercuri, specialiștii din cadrul DSP Suceava au vizitat și analizat la fața locului solicitările pentru înființarea centrelor de evaluare în structura unor unități sanitare cu paturi din județul Suceava. Astfel, au primit aviz favorabil pentru înființarea centrului de evaluare Spitalul Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou Suceava, Spitalul Municipal Sfinții Dr. Cosma și Damian din Rădăuți, Spitalul Municipal Fălticeni și Spitalul Municipal Câmpul Lung Moldovenesc. Centrele de evaluare sunt structuri funcționale organizate în unități sanitare cu paturi, în care se acordă servicii medicale de tip spitalicesc, spitalizare de zi, destinate în vederea evaluării și tratării pacienților confirmați cu COVID-19, a transmis Direcția de Sănătate Publică Suceava. Centrele de evaluare sunt organizate separat față de zona de spitalizare continuă și spitalizare de zi non-COVID, cu acces facil la ambulatoriu, serviciul de primiri urgențe, laboratoarele de investigații, cu respectarea criteriilor de organizare spațial-funcționale. Centrele de evaluare trebuie să aibă câteva dotări minime, cabinet sau cabinete de consultații, săli de tratamente, saloane sau rezerve cu minimum 2 paturi pentru spitalizare de zi, spații administrative și, după caz, laborator de analize medicale și laborator de radiodiagnostic. Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor și astăzi e jurnalistul Sorin Avram. Bine ai revenit, Sorin! Bună, Cătălina! Bine m-a regăsit! Lucrurile pentru primăria Siret sunt pe atât de complicate pe cât le puteam anticipa. Le-am anticipat de ieri. Cauza care a declanșat poate această declarație a primarului Adrian Popoiu este decizia firmei austriece de a închide cu totul fabrica de la Siret. Coroborat această veste cu faptul că costurile cu cofinanțarea proiectelor europene s-au majorat și costurile sunt neeligibile pentru proiect, trebuie să le suporte primăria, odată cu majorarea salariilor, cu majorarea tarifelor la tot ce înseamnă materiale de construcții, a făcut ca primarul din Siret să spună că primăria riscă falimentul. Acum știi cum e, la omul sărac nici boi nu trag. După ce că avea probleme cu proiectele, mai pleacă și firma asta. Siretul este un oraș mic, într-adevăr sunt multe proiecte. Știi cum e? Dacă te-a pus să faci, nu-i bine, dacă nu faci, nu-i bine. Că dacă nu se apucau de proiecte, nu mai trebuiau bani să cofinanțeze proiectele. Dar nici nu poți să stai ca mămăliga la un oraș de la intrarea în Uniunea Europeană. Poartă de intrare în Uniunea Europeană. Chestiunea este complicată și nu doar pentru Siret. M-am uitat cât de optimiste au fost declarațiile liderilor celor două partide la nivel național, care ele s-au dus în teritoriu, s-au propagat așa cum undele de pe apă când ai cu piatra se duc, știi, se fac niște cercuri concentrice din ce în ce mai mari până se pierd.
Dar ce s-a spus la București, cu, avem coaliția asta puternică, facem, dăm timpul un pic înapoi și ne aducem aminte de fostul primar de la Sibiu, cum trombonea el la televizor cu 80 de miliarde de euro. După aia s-au dus tromboanele din teritoriu, știu cum veneau tromboanele de la PNL, de la Suceava, de aici erau niște tromboane și ne explicau nouă cum vor veni 80 de miliarde de euro. Mă și gândeam, mă, merg pe stradă, trebuie să-mi iau cască, să nu mă lovească naibii banii ăștia, că aruncă cu saci întregi, cu euro, aruncă peste România. Monede? Monede și bancnote, dacă sunt mari și sunt grele, îți dau un cap și trebuie să mergi pe stradă, să te ferești. Dacă nu, ca la rovine, din banii aia cumpără lapte și miere și îți varsă de sus. Știi cum dădeau la rovine cu smoală? Te neacă. Așa, te pârlesc tot. Știi, mă gândeam, bă, dau ăștia cu apă, cu lapte fierbinte peste mine, ce vă fac? Și mi-era teamă așa. Și tromboneau așa, grețos, foarte grețos, libidinos, îți venea să mănânci câte util de rămâie odată când i-au zis, ce prostii poți să spune și ce minciunoaie. Și alea 80 de miliarde s-au făcut mai puține așa și... Și bon. O parte sunt împrumut, o parte sunt grant? Și o parte nu sunt, deloc. Și cealaltă jumătate nu sunt. După aceea, când s-a făcut coaliția revenind, de ce spunea fostul primar de la Sibiu, mincinosul pământului și neputinciosul pământului, ăștia alții au rămas în continuare să ducă minciunoaile mai departe. Că vine PNRR-ul, că e Anghel Salini, că... Dom'le, și au creat așa o senzație că știi cum stau banii... Numai proștii nu sunt capabili, da, să îi culeagă. Da, și mai cu toți și mai... Știi, aveți senzația asta așa, fumai țigări, adică beai tutun și beai rachiu și din când în când băgai mâna într-o găleată fără fund, plină cu bani și lui așa, dă-i mă ăla să mai fac un kilometru de drum. Mai stătea așa, adică bani la discreție, înconjurat de bani tot. Așa s-a creat senzația. O, lucrurile nu sunt așa. Uite și tu la drumul de Dolhasa, că l-am văzut pe marele constructor, Răpan sau cum îl cheamă. Așa plângea prin ziare, l-am văzut plângând prin ziare, că nu știu ce, s-au scumpit materialele. Da, s-au scumpit. Că nu știu ce s-a mai întâmplat. Da, s-a întâmplat, dar până acum ce ai făcut? Greiere. Ai stat ca greierile toată vara și își lua muncitorii, îi muta de aici, îi muta acolo și nu făcea nimic, știi? Și a luat 1000 de lucrări, parcă l-am pus eu să ia 1000 de lucrări și să nu mai știu unde să-și ducă muncitorii și să treacă timpul să se scumpească toate. Și acum marele autotehnorom sau cum se cheamă, l-am văzut plângând prin ziare că nu se poate, că aia, că nu mai merge. Da, dar până acum ce ai făcut? Anii ăștia din urmă, că acum s-au scumpit. Putem muta principiul și la Siret? Nu. Nu, e cu totul altceva, mi-am adus aminte. Și s-a creat așa o imagine idilică, domnul președinte la Suceava, prin vicepreședinte la țară, anul dezvoltării, Sanchi. Deci sunt probleme foarte mari. Domnul Răpan are dreptate acum când spune că s-au scumpit materialele de construcție, că forță de muncă este greu, că el are dreptate în tot ce spune. Dar n-are contractul încheiat anul trecut. Nu, nu. Și să ne amintim când s-a lucrat la șoseaua de centură, unde tot dumnealui era cu alte firme și așa mai departe. Știi? Ei de-aia au fost firmele salvatoare. De-aia mă acest plânset acum. Ei au fost firmele salvatoare. Da, ei asta, poate... da. Până atunci am lucrat eu. Până atunci a lucrat alții. Nu, eu cu niște băieți de la bloc am lucrat, n-am făcut nimic, așa au venit ei și au salvat. Și se plâng de parcă ei aduc... bun, uneori au adus bani acasă, de parcă ar fi săracii pământului și vai, mi-e și milă de el și de ceilalți constructori cum se chinuiesc. Într-adevăr se chinuiesc, dar au și dus acasă până acum. Într-adevăr, acum e greu, dar până acum cu lucrări întârziate, cine a fost vinovat? Și revenind la chestiunea asta, am plecat de la domnul Popoiu cu Siretul. S-a făcut imagine că o să înceapă o dezvoltare, anul dezvoltării, toți, anul dezvoltării. Deodată stai așa că s-a scumpit curentul. Dacă se scumpește curentul, se scumpește absolut tot. Stai așa că, uite, s-a scumpit și aia și aia. Bă, băieți, voi sunteți 70%. Zic a mea oară, cine produce curent în România? Cine produce curentul în România? Cine îl produce? Statul produce curentul. Voi conduceți statul. Voi scumpiți curentul. Da? Și uite că mai trebuie materialele s-au scumpit, că e cu finanțare e mai scump și uite așa. Și ce se întâmplă la Siret? Se întâmplă peste tot. Unde sunt proiecte europene? Că unde sunt proiecte prin Compania Națională de Investiții, acolo ei suportă și cine diferențele suportă? Astea de cost. Cine suportă? Proiectul în sine. Cine suportă? Poți cine?
Statul român. Așa, dar stai un pic. Cine e statul, vrei să mă întrebi? Cătălina, lasă-mă și cu Compania Națională de Investiții. La fel și la ușor. PNDL, acest Angel Salini, tot așa, se pot majora valorile azi proiectelor. Azi e 20 ianuarie, poi mâine 30 decembrie, ultima zi când facem anul ăsta. Stăm de vorbă atunci ce s-a făcut. Stăm de vorbă atunci. A, când tragem linie după 2022? Stăm de vorbă atunci. Să fim sănătoși, să ajungem să ne putem plăti facturile. Să vezi tu ce o să fie anul ăsta. Cu incompetența asta și cu lăcomia statului. Băi, dar oamenii ăștia nu înțeleg. Adică ei își fură căciul la singur. Ei scumpesc statul, scumpește asta. Și după aceea tot statul... Da, da. Nu înțeleg pe asta. Aici poate că e o cheie care trebuie analizată de cineva care se pricepe. Nu, dar sunt oameni care că sunt niște... Aici sunt niște șmecheri și niște... Situația e complicată. Dar acești cetățeni, în ceea ce privește falimentul la Siret, nu dă faliment niciun Siret. Până la urmă are noroc Adrian Popoi că e cu PNL-ul Gheorghe Frutu și o să fie niște bani. Dar Siretul este un orășel. Tu extinde la nivel național. Problemele care sunt la Siret sunt în toată țara. Și țara je este... Je suis Siret, nu? Cum? Je suis Siret. Da, je suis Siret, da. Și țara este vai de mama ei și vai de fundul ei. Deci e sărăcie și sărăcia se va accentua, nu sunt bani, or să facă în continuare împrumuturi, se ceartă iar, a ajuns Rareș Bogdan, nimeni cu acte în țara asta, care era nimeni cu acte în țara asta, dar mi-au plăcut cetățenii fanii lui Rareș Bogdan când era el la televizor și că se uitau ei, câțiva, că nu se uitau mulți, el spunea că are milioane pe naiba, avea câteva, mii, zeci de mii. Se uitau și îl urmăreau și pe rețelele de socializare. Bă, ce patriot e ăsta, mă? Un filfizon, un închipuit, care nu făcea nici audiență la TV, un actor de mâna șaptea care o făcea pe patriotul, și un gargaragiou și tot ce vrei tu. Și nu știe, habar n-are nimic, care a făcut, este ultra-bogat din televiziune, ultra-bogat, da? Cum naiba a făcut banii, nu știu. Că să ne zică și nouă. Nu, dar și eu am lucrat și știu cu cât am fost plătiți și în fine nu intru așa. A ajuns Rareș Bogdan, în Rareș Bogdan să stea Coaliția României, marea coaliție de 70%, că a zis ieri Rareș Bogdan, nu știu ce, cu Alexandru Rafila și a ieșit domnul de la Buzău, Marcel Cioracu, stați, domne, că să facem în coaliție, așa nu se mai poate. Auzi de cine e condusă țara? De unul la Buzău care se supără când îi spune Rareș Bogdan ceva lui Alexandru Rafila. Cam ce coaliție este asta? Rareș Bogdan cu Marcel Ciolacu de la Buzău. Da? În lumea asta la alta oamenilor simple se întâmplă și alte aberații. Se întâmplă situații halucinante cu adevărat. Să te trezești că ai contractul la curent achitat la zi, fără datorii, suspendat la o firmă și o firmă concurentă să-i facă un contract în loc soțului decedat. Da, și ce te mire? Ce te uiți așa mirată la mine? Cu ochii de căprioară speriată, hăituită de lup. Ce? De mi ce se pare mire? Halucinant. Dar de ce? Dar crezi că e prima oară când se întâmplă asta? Nu, că înțeleg că în acea scară de bloc, cel puțin la 5 familii le-au fost reziliate contractele la o firmă Cătălina, firma concurentă le-a la făcut în fals contracte. La firmele străine lucrează niște oameni. Da, și îți vine ziua de azi, e greu cu serviciu. Și zice unul, auzi, Target. Că așa se cheamă, target. Targetul tău este să vinzi 50 de pungi de pufuleți. Mă, nu contează cum îi vinzi. Mai dai la familie, la copii, la nepoți, acolo să-i vinzi, să-ți faci targetul. Mai era pe la bănci să facă nu știu câte din astea carduri bancare. Se rugau săraci angajați de la bănci să facă niște carduri bancare. Hai să-mi fac targetul că nu-mi dă salariul. Hăituială! Hăituială de sus, că pleacă de sus așa în jos, ăla mare dă lui ăla micu, ăla micu lui ăla mai micu și tot așa. Și oamenii ca să-și țină serviciu sunt în stare de orice artificii. Ori noi suntem foarte inventivi și nu, dar noi în special suntem inventivi și aici sunt companiile astea Sankey cu privatizarea că poți să te muți de la unul la altul, o mare porcărie și asta. Și a zis, target. Mie îmi aduci 20 de abonați. Șeful, dar nu vor oamenii să se mute de la firma asta, că noi suntem de acolo, ăștia-s de aici. Bă, nu mă interesează. Și ăla, ca să nu-și piardă serviciu, s-a dus la tabelul și de locatari. Și la vii și la morți s-a dus. Dă-i, dă-i, dă-i. Adică ce temi?
Fă sondaje de opinie. Bă, avem sondaj de opinie, a, tu îi faci pe aia 40, da? Da, și se duce acasă, dă din pix. Pac, pac, pac. Și la urmă, bă, dar în sondaj spunea că aia o să câștige cu 30% și au 21. Cum naiba? Au mințit oamenii la sondaj. Adică nu te mai mira ca o căprioară hăituită de lup în pădurile Bucovinei. Are rost, că asta e situația. Ce te bine, că mai avem, bine că mai am eu unde să mă mir, că mai avem păduri. Și, în fine, centrele de evaluare pentru pacienții COVID, dacă va mai fi nevoie de ele, vor apărea pe lângă spitalele din Suceava, Rădăuți, Frălticeni și Câmpul Moldovenesc. Dacă trebuie să fie cumva foarte lipite de spital. Oi. Sau în incinta spitalelor. Asta e așa, hai că s-a eu când ți-am zis să nu ai încredere în Alexandru pentru Rafila. Că e... Hiclean. El e hiclean, el se face că face, dar dă dume din asta. Că asta e o dumă așa de păcălit. De a fost o declarație la început de an. Uite, și uite că e mijlocul lunii ianuarie și DSP-ul a avizat Cătălina. Unde vor fi centrele. Deci eu, dacă s-a așa priceput cum mă dau când sunt în opoziție, eu, al Alex Rafila, să zic așa, băi, când m-am dus în minister, a doua zi când m-a numit, în decembrie sau așa, când m-am dus în minister, am chemat secretarul de stat, directorul de departament. Da, facem centrele de evaluare. Păi, da, șeful, facem centrele de evaluare, termen o săptămână. Vaccinarea, că zicea că schimbă aia cu vaccinarea, că nu știu, campanie. Campania de vaccinare se schimbă. Șeful, dar cum? Uite, așa, 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 așa. Tu 2 ani de zile ai hămăit din opoziție, ai hămăit. Păi și ai spus cum trebuie făcut. În momentul când eu dacă mă uit la, să zicem așa, că mă uit și eu la Rareș Bogdan, zicem că e la televizor și văd cum face emisiunea. Zic, bă, uite, aici nu trebuie așa, aici nu așa. Da, e critic, știi? Ca orice om. Și zic, și mă sună telefonul, bă, nu vrei să vii tu în locul ăsta? Zic, care sunt condiții? Așa, ok. Și vin a doua zi. Și a doua zi arată cu totul altfel pentru că am un plan, nu stau numai hămăi pe margine și... Și Alexandru Rafila, hicleanul Alexandru Rafila, care el păcălește acum lumea, recurge cu la tot felul hiclenie. De... Cu hiclenie. Așa, duce lumea de nas. El a gărgărit, a făcut gargară cât a fost în opoziție și de când a venit acum, nimic concret. Nimic. Nimic, 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 zero. Barat. Bun, eu cred că Alexandru Rafila a fost pus acolo știindu-se că îi plac funcțiile și faptul că e la OMS, e în păunare, place așa și ca să-i rupă gâtul, în sensul că el așa hiclean cum e, ai văzut cum e un glob ochea, singur gurapă, no, ochea de vulpoi care se uită cu hiclenie în stânga și în dreapta, el visa să candideze la președinția României, așa l-am simțit eu. Și ce au zis băieții? A, bă, te facem ministrul sănătății și... Și tăl termină politic. El anul ăsta nu-l prinde ca ministru. Că și aici am așa... Adică o... încă tema numărul 2 pentru 31 decembrie. Da, deci nu-l prinde ministrul anul ăsta. Așa, asta cu Rareș Bogdan s-ar putea să nu fi venit din bun senin așa. Și să se inflameze Marcel Ciolacu. Cred că e o hiclenie lui Marcel Ciolacu, că și el la buzoare e hicleniile lui. Că și Rareș Bogdan se visează pe undeva, nu? Și în jurul lui fac scandal așa ca să-l erodeze și la un dat o să spună da, avem ce face stile în coaliția asta și cred că și aici Cătălina, așa am mirosit-o eu astăzi, că domnul Rafila va fi primul remaniat. Vedem cu premierul Ciucă, așa, dar dintre miniștrii hicleanul Rafila va păi, face hiclenii odată cu premierul Ciucă. Nu, no, dar aici dacă pleacă, nu pleacă la pachet cu el, nu. Bine, unii pot rămâne și în viitorul guvern, dacă e cazul. Interesant, tare așa... Concurs, care e primul, nu? Că dacă pleacă domnul Ciucă, îl pun pe domnul Cadariu prim-ministru. Asta e o glumă fantastică cu domnul Cadariu prim-ministru. Da, la humor. Prim-ministru la humor, da? Alte premoniții? Ne vedem. Nu, asta zic eu. Grea? A, dar asta nici nu e greu cu nefăcutul anul ăsta. Am avut premonițiile astea în fiecare an. Dar asta nu e. Da, anul ăsta e mai... Da, anul ăsta e clar. În alți ani aveai premoniția asta pe la mijlocul anului. Nu, acum o ai de la începutul anului. E clar, e situația foarte complicată. Râdem, glumim.
Dar asta cu facturile la energie, ok, de acum pe ianuarie, dar nici acum nu-i sigur că se întâlnea coaliția, iar să mai vorbesc. Coaliția asta e că coaliția e supărată că Marcel și Curareș... Aia ianuarie, februarie, martie și după aia ce faci la 30 martie? Am înțeles că pe vară să se meargă cu prețul de dinainte de liberalizare. Bun, deci Cătăna. Mai ne vedem. Mulțumesc pentru discuția de astăzi. Doamnelor și domnilor, știrile continuă. Două săli de clasă altfel, adică smart, au fost amenajate la Colegiul Național Nicu Gane din Fălticeni. Inițiativa a pornit de la două cadre didactice ale colegiului, care au obținut sprijin financiar din mediul privat. Clasele sunt dotate cu echipamente digitale și dispun fiecare, printre altele, de un smartboard, sistem audio performant, o imprimantă multifuncțională și o tabletă grafică. Extrem de încântați, elevii nu se mai dau duș de la ore. Dana Anton și Anca Șoldănescu sunt profesoarele de la Nicu Gane care au gândit proiectul. Prima sală smart a fost realizată la finalul anului 2021 pentru elevii clasei a 5-a. Aceștia au fost atât de încântați încât au cerut să rămână peste program pentru a se bucura de noile echipamente. Acum, clasa a 9-a se bucură de o clasă nouă, dotată cu toate dispozitivele necesare unor ore interactive. Am pornit această idee pentru că trăim într-o lume din ce în ce mai digitală, iar elevii trebuie să aibă condiții de studiu moderne și să implice tehnologia în procesul de învățare. Eu am pornit cu gândul să îmbunătățesc sala de clasă a elevilor de la a 5-a, cărora le sunt dirigintă. M-am bucurat când colega mea, Anca Șoldănescu, profesor de arte plastice, s-a alăturat și a îmbrățișat ideea, știind că spiritul ei artistic, evident, va face ca aceste clase să arate foarte bine la final și că o să le placă elevilor. Apoi am găsit sprijin și finanțare din partea antreprenorilor români. Când am prezentat rezultatul primei săli, realizată cu bani oferiți din sponsorizări, și alți sponsori au acceptat să se implice în acest proiect educațional. Elevii au fost foarte, foarte încântați. Cei mici în primele zile m-au rugat să-i mai las să mai stea la școală după ore, să se bucure de tot echipamentul pe care l-au găsit în clasă, să-l descopere, să-l folosească și sunt foarte, foarte entuziasmați că putem lucra cu asemenea device-uri la ore. Dan Anton și Anca Șoldănescu lucrează acum la două săli noi care vor deveni ulterior laborator de limbă engleză și sală de cursuri. În prezent lucrăm în paralel la două săli noi, cea de-a treia sală smart, și la un laborator de limbă engleză, unde elevii vor avea posibilitatea să învețe o limbă străină într-un mediu informal, aș spune. Investiția pentru cele două săli smart de la Colegiul Național Nicu Gane din Fălticeni a fost de peste 23.000 de euro. În viitor, cele două cadre didactice își doresc să atragă și alți investitori. La aniversarea vârstei de 76 de ani, maestrul Mihai Pânzaru Pim a oferit comunității o expoziție de caricatură. Vernisajul, care a avut loc la Galeria de Artă Zamca, a cuprins și o lansare de carte. Intitulată Pandemia asta, frate, nu-i decât o copie, expoziția de caricatură prezintă lucrări ale maestrului Mihai Pânzaru Pim, publicate în săptămânalul Jupânu pe parcursul anului trecut. Expoziția poate fi vizitată în perioada 12 ianuarie-25 februarie 2022. În cadrul vernisajului, doctorul Marius Romila și-a lansat cartea Sublimare și arhetip în opera de artă și în fenomenul religios. Este o carte la care am lucrat mai mult timp. Este o carte care beneficiază de prefața vicepreședintelui Academiei Române, căruia îi mulțumesc pe această cale, domnului Gheorghe Vrăduțescu, și de post fața unui important profesor de filozofie de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, al cărei absolvenți sunt. Și exact cum spunea și domnul Dorucescu în prefață, la un moment dat, cartea reprezintă, dacă vreți, are o intrare și mai multe ieșiri. Te poți învârti ca într-un labirint în această carte. Așa a și fost gândită de altfel. Se devoalează pe mai multe planuri și veți vedea de ce.
În apropierea Zilei Unirii Principatelor Române, 24 ianuarie, colega noastră Mihaela Bărsan vă propune două ediții de colecție ale emisiunii Zvoare. Pe prima dintre ele o puteți urmări la Intermedia, pe TV și canalul nostru de Facebook, vineri 21 ianuarie, de la ora 20. 24 ianuarie sau Mica Unire este considerată una dintre cele mai importante zile din istoria poporului român. Unirea principatelor române s-a înfăptuit cu mari sacrificii. Despre acestea vorbește pe larg cel mai mare istoric în viața al Bucovinei, profesorul universitar dr. Mihai Iacobescu. Noi ne gândim la unirea din 1859 cu gândul că a fost unul din momentele cele mai juste, cele mai importante în evoluția statului nostru, pe care s-a clădit apoi independența țării obținută în urma războiului româno-ruso-turc din 1877-78. Și s-a desăvârșit unirea începută în 1859, numită de unii România Mică, adică la Moldova și Țara Românească, la care avea să se obțină apoi și Dobrogea și Delta Dunării, s-au adăugat ulterior Basarabia, Bucovina și Transilvania. Un moment așadar crucial în istoria neamului românesc, realizat cu multă voință și cu putere de sacrificiu, de ce nu, până la urma urmei, pentru că au înțeles atât Țara Românească cât și Moldova că fiecare trebuie să lase de la ea, astfel încât să-și unească forțele și împreună să încerce să construiască ceea ce a devenit România. Sigur că România, până s-au creat condițiile favorabile în făptuirea acestei uniri din 1859, a trecut, ca să zic așa, printr-un foc sacru de pregătire. Întregul interviu filmat cu distinsul istoric îl veți putea urmări pe parcursul a două emisiuni Zvoare. Prima dintre ele va fi difuzată în premieră vineri 21 ianuarie de la ora 20, duminică 23 ianuarie de la ora 16 și joi 27 ianuarie de la ora 15. Cu zavod când sosea de pical de scăleca, lumii mult îl aștepta verde viorea. Atleții legitimați la CSM Suceava și Rarăul Câmpului Moldovenesc s-au întors cu 7 medalii de la Cupa Bistriței, Memorialul Nicolae Mihalache. Ajuns la cea de-a 37-a ediție, concursul de la Bacău s-a adresat tuturor categoriilor de vârstă, senior, tineret, junior 1, 2 și 3. Performera delegației sucevene a fost Alida Sfarghiu. Atleta pregătită de Erzilia Țâmpău la CSM Suceava și Rarăul Câmpului Moldovenesc a câștigat medalia de aur în probele de 1500 și 800 de metri. Colega sa, Mădălina Sârbu, a încheiat prima la 3000 de metri și a doua la 1500 de metri. Anca Moroșan s-a clasat a doua la 3000 de metri, iar Antonia Podnariuc a reușit aceeași performanță în proba de 800 de metri. Dintre băieți s-a remarcat Cosmin Nisioiu, care s-a impus în proba de 800 de metri. Pot spune că ne-am prezentat bine la primul concurs al anului, mai ales ca majoritatea sportivilor noștri și-au depășit recordurile personale la competiția de la Bacău. Mulțumim primăriei municipiului Câmpulung, primarului Mihai Țănegură și Consiliului Local pentru susținerea pe care ne-o acordă constant și sperăm să fim și în 2022 la nivelul așteptărilor, a declarat antrenoarea Erzilia Țâmpău.
Echipa de volei seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava reia meciurile oficiale în cadrul unui turneu organizat la Râmnicu Sărat. Competiția va avea loc de vineri și până sâmbătă și va reuni la start cele patru formații din seria de est a diviziei A2. CSM Suceava revine la sfârșitul acestei săptămâni pe teren pentru cel de-al treilea turneu din cadrul seriei de est a diviziei A2 la volei masculin. Echipa antrenată de Tudor Orășanu se va deplasa la Râmnicu Sărat, acolo unde de vineri până duminică, pe lângă formația gazdă, va mai întâlni Tomis Constanța și Știința Bacău. Nu a fost deloc ușor în această perioadă de debut de an, pentru că nu am avut tot lotul prezent la sală, nici măcar o dată, sportivii noștri acuzând răceli și alte probleme medicale. Oricum, suntem pregătiți pentru turneul de la Râmnicu Sărat. Avem o echipă tânără și competitivă și vrem să jucăm. Tinerii noștri sportivi merită să aibă șansa de a evolua în cât mai multe partide pentru a acumula experiență, a declarat antrenorul Tudor Orășanu. După desfășurarea primelor două turnee, echipa suceveană se află pe locul secund al clasamentului, după Academia de Volei Tomis Constanța și în fața celor de la Știința Bacău și CSM Râmnicu Sărat. CSM Suceava va găzdui ultimul turneu din cadrul sezonului regulat la începutul lunii februarie. Doamnelor și domnilor, jurnalul continuă acum cu informațiile despre starea vremii și se încheie cu subiectele zilei. Sunt Cătălina Biholar, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune! La noapte, cerul va fi parțial noros în majoritatea zonelor regiunii. La munte este posibil să ningă ușor. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări temporare. Temperaturile minime se vor încadra între minus 9 și minus 3 grade Celsius. Cel mai frig va fi la Vatra Dornei. Și vineri, vremea va fi în general plăcută. Cerul va fi variabil în toată regiunea. Va apărea și soarele, iar norările vor fi temporare. Va apărea și soarele, dar și norii își vor face apariția trecător. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări temporare. La munte este posibil să ningă. Temperaturile maxime se vor încadra între minus 6 și 3 grade Celsius. Cel mai frig va fi la Vatra Dornei, iar cel mai plăcut la Roman. Primăria Siret riscă să falimenteze. Dincolo de faptul că o firmă din oraș care asigură 250 de locuri de muncă a decis să își închidă porțile și lasă astfel administrația locală fără fonduri importante, instituția publică trebuie să asigure și o cofinanțare uriașă pentru proiectele europene pe care le derulează. Asta în contextul creșterii prețurilor la materiale de construcții și la manoperă. Aflat la cel de-al patrulea mandat, primarul Adrian Popoiu a spus că din punct de vedere financiar, 2022 este cel mai greu an de până acum și a stabilit o strategie în încercarea de a depăși momentele dificile. Educatoarea grădiniței din Bosanci, cercetată pentru că ar fi agresat sexual 3 fetițe, rămâne în arest preventiv. Magistrații Tribunalului Suceava i-au respins cererea de eliberare de după gratii. Decizia judecătorilor este definitivă și nu mai poate fi atacată. Dosarul educatoarei ridică mari semne de întrebare cu privire la eficiența testelor psihologice pe care le fac toate cadrele didactice înainte de debutul anului școlar. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Activistul de mediu Daniel Bodnar a transmis un mesaj la un an de la accidentul rutier în care a fost grav rănit. Lupta mea continuă, a spus tânărul care s-a filmat în timp ce reușește să facă mai mulți pași cu ajutorul unui cadru. Nu doar viii primesc facturi de speriat la gaz, ci și morții. O femeie din Gura Humorului a constatat că, deși nu avea datorii, contractul pe care l-a încheiat cu o firmă furnizoare de gaz a fost reziliat. Mai mult decât atât, o companie concurentă a încheiat un alt contract pe numele soțului abonatei, mort de 2 ani. Alucinanta situație cu iz penal a ajuns în atenția Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului, care va depune sesizare la poliție.
Incidența oficială anunțată joi pentru municipiul Suceava a fost de 10,28 la mie, cea mai mare înregistrată până acum de la începutul pandemiei. La nivelul județului, rata de infectare a ajuns la 7,32 la mie. În total, în județul Suceava sunt 5087 de cazuri active, dintre care 324 de persoane sunt internate în spital. 4 centre de evaluare pentru spitalizare de zi solicitate de Ministerul Sănătății în vederea evaluării și tratării pacienților confirmați cu COVID-19 vor fi amenajate în județul Suceava după ce au primit avizul Direcției de Sănătate Publică. Acestea vor fi amenajate la spitalele din Suceava, Rădăuți, Fălticeni și Câmpul Lung Moldovenesc. Două săli de clasă altfel, adică Smart, au fost amenajate la Colegiul Național Nicu Gane din Fălticeni. Inițiativa a pornit de la două cadre didactice ale colegiului care au obținut sprijin financiar din mediul privat. Clasele sunt dotate cu echipamente digitale și dispun fiecare printre altele de un smartboard, sistem audio performant, o imprimantă multifuncțională și o tabletă grafică. Extrem de încântați, elevii nu se mai dau duș de la oră. La aniversarea vârstei de 76 de ani, maestrul Mihai Pânzaru Pima a oferit comunității o expoziție de caricatură. Vernisajul, care a avut loc la Galeria de Artă Zamca, a cuprins și o lansare de carte. Ziua Unirii Principatelor Române, 24 ianuarie, prilejuiește două ediții de colecție ale emisiunii Zvoare, realizate de colega noastră Mihaela Vârsan. Prima dintre ele o puteți urmări vineri, 21 ianuarie, de la ora 20. Atleții legitimați la CSM Suceava și Rarăul Câmpul Moldovenesc s-au întors cu 7 medalii de la Cupa Bistriței, Memorialul Nicolae Mihalache. Ajuns la cea de-a 37-a ediție, concursul de la Bacău s-a adresat tuturor categoriilor de vârstă, senior, tineret, juniori 1, 2 și 3. Echipa de volei seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava reia meciurile oficiale în cadrul unui turneu organizat la Râmnicu Sărat. Competiția va avea loc de vineri până sâmbătă și va reuni la start cele patru formații din seria de est a Diviziei A2.